Stimați telespectatori, vă invit astăzi la o nouă întâlnire cu domnul dr. Stoicescu Silviu, un medic bine cunoscut în domeniul său de activitate, dar care astăzi vine la noi într-o postură cu totul deosebită, cu totul diferită. Dar mai bine poate să-l întrebăm pe dânsul. Dânsul ne-a propus să vorbim astăzi despre Eschil. Profesia lui medicală este departe de Eschil, departe de subiectul ales. Și totuși noi îl prezentăm pe doctorul Stoicescu la emisiunea Repere în medicină. Pentru că este un reper strict profesional, dar iată că și din punctul de vedere al interesului pe care îl arată față de un fenomen cultural care este, de pildă, tragedia greacă. De unde până unde, domnul doctor, tragedia greacă la un medic? Ca și preocupare. Domnule profesor, în meseria noastră avem de-a face cu pacienți care vin din toate domeniile de activitate. Și să mai petrec discuții între noi și pe alte teme, numai ca să pregătim pacientul pentru ceea ce îi facem ca tratament, mai discutăm și în afara problemelor medicale. Și am considerat întotdeauna că un medic trebuie să aibă cunoștințe în mai multe domenii. Și eu am ales acest domeniu al tragediei grecești. Mi-a plăcut, am vizitat de două ori Grecia și mi-a plăcut să citesc despre cei trei mari tragedieni ai Greciei antice, Eschil, Sofocle și Euripide, și am citit și operele lor care au mai rămas. Din păcate, ei au scris mult mai mult. De exemplu, Eschil a scris peste 90 de opere, dar n-au mai rămas decât 7. Nu anticipați, o să vină vorba acum. Da. O să discutăm despre opere. Cam de aici a plecat plăcerea mea de a studia tragedia greacă. Domnul doctor, bănuiesc că în afară de interesul de a face față la niște discuții mondene care pot să aibă loc chiar și în cabinetul de medical, bănuiesc că există și o satisfacție, un interes personal. Absolut. În domeniul acesta. Absolut, pentru că noi, la un moment dat, fiecare dintre noi, devenim, să zic, candidați la titlul de intelectual. Și pentru a ajunge la acest titlu, trebuie să mai consultăm și anumită bibliografie care devine obligatorie la un moment dat. Da, mi se pare motivația aceasta, a doua motivație pe care o duceți, a fi o motivație exterioară. Eu vorbeam de o motivație interioară, de o pornire interioară către a cunoaște, către a avea satisfacții în zona artistică. Da, pentru că am spus că am vizitat de două ori Grecia și am fost impresionat de monumentele pe care le-am văzut acolo și am fost impresionat de această credință a grecilor în zei. Este, pot să spun că este țara care are și crede în cei mai mulți zei care există. Nu există o altă țară să aibă atâtea zeități câte are Grecia. Da. Domnul doctor. Pentru fiecare domeniu ei au un zeu. Da. Bine, la noi erau sfinții. La noi, da, sunt sfinții. Și dar mai ales în zona catolică a apărut câte un sfânt care protejează fiecare braslă. Fiecare braslă și alegea un sfânt care îl proteja. Și chiar și stomatologie. Da. În stomatologie există Zeița Apolonia. Sfânta Apolonia. Sfânta Apolonia. Protejează stomatologia. Stomatologia, da. Lucrurile astea s-au întâmplat prin Evul Mediu, dar să ne întoarcem în Antichitatea Greacă, pentru ca să vedem în ce condiții a apărut Eschil. Vreau să spun, ca și dramaturg, ca și tragedian, tragedian, da? Da.
și să ne referim puțin la condițiile istorice, de civilizație, condițiile dezvoltării culturii greci antice, să zicem în secolul 6, pentru că este perioada de naștere a tragediei grecești, în ce condiții a apărut teatrul grec? Da. Înainte de a începe să povestim, trebuie să atragem atenția telespectatorilor că toate aceste lucruri despre care vorbim astăzi s-au întâmplat cu aproximativ 26-27 chiar de secole în urmă, deci înainte de era noastră, înainte de Hristos, ca să nu repetăm acest lucru. Deci secolul 6 se caracterizează prin mari frământări sociale, politico-administrative, culturale și spirituale. În Grecia exista atunci o rânduirea gentilică, aristocrația retrogradă și situația Greciei cel puțin la începutul acestui secol nu era o situație de invidiat. Odată cu apariția lui Solon, care este considerat unul dintre cei 7 înțelepți ai lumii antice, care era politician și poet, și apare și prin legile pe care le dă Solon, apare pentru prima dată în lume noțiunea de democrație. Democrație, acest cuvânt care va face carieră. Și acest cuvânt vine din două cuvinte grecești, din demos, care însemnează popor, și kratos, care însemnează putere, voință. Să mă iertați, poate n-ar fi rău de precizat că în secolul al VI-lea, înainte de Hristos, cam pe la început și chiar încă o parte din secolul 6, a luat sfârșit dinastia tiranilor. Da. Și anticele cetăți grecești au trecut la sistemul acesta de putere încredințată poporului, ceea ce, în mod efectiv, a eliberat niște energii în toate domeniile, și în economie, și în Atena, trebuie spus că Atena, care era deja un stat-cetate, a dus o politică atât de abilă, încât și-a aservit prin protecție multe cetăți din jur, care trebuiau să plătească pentru această protecție. Și în felul acesta a existat un surplus devenit care s-a putut dirija către artă, cultură. Să nu uităm că în perioada aceasta au fost construite acropolele. Și în felul acesta ajungem sigur și la dezvoltarea teatrului. Absolut, dar toate acestea n-au venit odată. Fără îndoială că nu. Au venit succesiv. Fără îndoială. Dacă ne referim la Solon, acesta dă o lege numită Saisehtea, în traducere înseamnă descărcarea, despovărarea, și este vorba despre împrumuturile pe care le făceau de la creditori diferiți agricultori meseriași și împrumuturi pe care nu puteau să le achite creditorilor și astfel deveneau sclavi. Ori Solon dă o lege și niciunul nu mai plătește la creditor datoriile pe care le avea în virtutea acestei legi. O altă lege pe care o dă, o lege democratică, de aici începe democrația. O altă lege democratică este modificarea unei legi dată de Dracon din secolul 7. Dracon, o lege care se referea la trândăvie, trândavii, cei care nu munceau, care cerșeau și astea, erau condamnați la moarte. Ori Solon
scoate o lege numită atimie, prin care se ridicau toate drepturile sociale al celor trândavi și care nu munceau, dar nu mai erau condamnați la moarte și erau condamnați la o amendă. Plăteau o amendă. O altă lege pe care o dă Solon, și terminăm cu Solon, o lege care fiul nu mai era obligat să-și întrețină părintele la bătrânețe dacă părintele de-a lungul vieții nu îl învăța o meserie pe fiul. O altă lege. Și sigur că Solon, prin elegiile, v-am spus că era și poet, prin elegiile pe care le scria, în toate elegiile lui, critica societatea aristocratică, retrogradă, și a luptat pentru desființarea acestei forme de guvernământ, și visul lui și a celor care îl vor urma, și sigur că se va produce acest fenomen, era ca să transforme societatea grecească dintr-o societate gentilică, condusă de o aristocrație retrogradă, într-o societate democratic-sclavagistă. Sclavagismul nu dispare. Nu dispare decât foarte târziu. Sclavagismul va mai dura secole întregi, pentru că sclavii erau principala forță de muncă la momentul respectiv. După Solon vine Pisistrate și acesta instituie pentru prima dată tirania despre care bine ați vorbit mai înainte. Și tirania, nu trebuie să concepem termenul ca în zilele noastre. Avea o altă formă, o altă înțelegere tirania. Era, înțelegea aceasta conducerea autoritară a unei singure persoane, adică a lui Pisistrate. Pisistrate preia legile lui Solon, nu le modifică, chiar le întărește, și de la Pisistrate începe cultura, să zicem, manifestarea culturii, prin faptul că dă o mare atenție serbărilor eleusiene în cinstea zeiței Demeter, care era zeița agriculturii și a bunei stări, și în cinstea lui Dionisos, zeul vinului și a bunei dispoziții, fiul lui Semele și fica regelui Tebei și a lui Zeus. Deci era un zeu jumătate pământean, jumătate olimpian prin tată. Și și sărbărilor panatenee în cinstea zeiței Pallas Athena. Deci încurajează cultura, construiește teatrul lui Dionisos, construiește o mulțime de temple în Athena și el își formase un batalion, o armată dotați cu ciomege. Și el, cu acest batalion, el a câștigat și Acropole. Acropole, care era în proprietatea gentilică a unor proprietari, pentru că proprietatea gentilică era proprietatea care se transmitea din familie în familie. Și Solon, la rândul lui, am scăpat din punctul ăsta din vedere, a mai dat o lege prin care dacă un proprietar din societatea gentilică nu avea urmași, proprietatea nu mai revenea ginții respective, ci era scoasă la licitație sau împărțită în mod egal și împărțită la nevoiași. Hai să ne apropiem puțin de subiectul nostru, care este teatrul. Ajungem și la subiectul. Știu, dar să nu o luăm prea pe departe, pentru că timpul deja... Da, ajungem încă câteva minute, domnule profesor. Bine. Ajungem și la Eschil, pentru că
Pisistrate moare în anul 527, deci cu 2 ani înainte să se nască Eschil, și la putere vin cei doi fii ai lui, Hipias și Hiparh, dar aceștia nu au continuat politica înțeleaptă a tatălui lor și au ajuns să fie urâți de populația Atenei și familia Alcmeonizilor, o familie foarte influentă din Atena, aranjează un conflict cu acești doi și la una dintre serbările panatenee, Hiparh este ucis, Hipias scapă și își întărește paza, asprește condițiile de asupra poporului, de conducerea poporului, a demosului atenian, și este îndepărtat de la putere tot prin clanul Alcmeonizilor, care recur la ajutorul regelui Cleomene din Sparta, care vine cu armata, îl izgonesc și îl pun pe Isagora. Da, domnul doctor. Isagora, nu. Să haideți să nu ne îndepărtăm de problema tragediei și să nu intrăm prea mult în amănunte istorice. Am ajuns la nașterea lui Eschil. Încă nu s-a născut Eschil. Haideți, suntem la subiectul general despre nașterea tragediei grecești. Și atunci, și dacă vorbim despre nașterea teatrului grec și am făcut apel la Pisistrate, poate trebuiește vorbit despre faptul că tot acest interes pe care îl aveau grecii pentru sărbările primăverii, sărbările lui Dionisos, despre care ați vorbit, da, antrenau în fiecare an adevărate concursuri, festivaluri, da, festivaluri de spectacol, nu de teatru, da, ci de spectacol. În ce constau spectacolele acestea? Care nu erau încă un teatru. Da. Însemna dans, muzică și cor. Era ditirambul. Ditirambul era forma de exprimare. O formă lirică de exprimare. Și după ce se exprimau aceste forme de ditiramb, veneau tragedienii respectivi ca Tespis și Phrynichos, înaintași ai lui Eschil, și care prezentau anumite tragedii și cu subiecte legate fie de zeități, fie subiecte actuale din societatea grecească. Ar trebui foarte bine ați subliniat, pentru că la început aceste sărbări erau efectiv închinate pentru zei, da, da. Iar zeitățile erau exprimate ca și concepții, ca și sfaturi pentru muritori, prin intermediul corifeilor, da, și a corurilor antice, da, da, care numărau, trebuie să spunem și lucrul acesta, 50 de persoane, era o cifră dată, da, fixă. Și veneau din toate colțurile Greciei, mă rog, cine își dorea să participe la acest concurs, erau sărbări foarte căutate, la fel ca și festivalul Enescu sau alte festivaluri. Absolut, da, da. Ei bine, și acolo fiecare intra în concurs. În concurs. Și publicul aprecia sau nu aprecia și eventual se dădeau și premii. Dar aici este interesant un lucru. Apare cuvântul teatru. Cuvântul teatru care însemna loc de privit. Un loc unde spectatorii trebuiau să privească. Acest loc de privit era și el împărțit în mai multe zone. O zonă era zona în care se juca și se cânta și culmea, locul acela se chema orchestra. Da. E foarte interesant. Așa este, foarte, da, interesant. Da. Și apoi urmau celelalte zone în care stătea publicul, zona în care se putea urmări spectacolul, și au ajuns, deci de la idee, au ajuns la construcție
construct, de la concept la construcție. Și au construit teatrul antic cu audiție perfectă. Perfectă. Haideți să enumerăm câteva teatre antice care se mai păstrează. Grecești. Grecești. Bă, teatrul Dionisos, care este acesta la poalele cel de la care s-a, de la care s-a pornit. Da. Mai este Epidaurus. Epidaurus în Peloponez, vestit, în Peloponez, da. Vestit. Vestit, da. Cu o acustică extraordinară, da. Pe care am simțit-o personal când am fost. Astăzi acolo se spune că cele mai bune spectacole în aer liber cu audiție perfectă se dau în aceste teatre grecești, pentru că aveau talentul de a concentra și a transmite corect sunetul, eventual chiar amplificându-l puțin, pentru ca să poată fi auzit până în rândurile din spate. Da. Da. Și mai trebuie menționat că la aceste serbări care aveau loc în aceste teatre, din cauza căldurii, femeile în general veneau la teatru și aveau niște șerpi care nu erau prin mușcătura lor, da, mortali, da. Aceștia țineau rece, da, răcoare, și femeile erau înconjurate de acești șerpi. Asta e foarte important, ce am citit eu, ce se întâmpla la vremea respectivă. Și ce vreau să vă mai spun, că ditirambul era în Atica și în Atena, iar în Peloponez era Paianu, tot o formă de lirică corală, dar care era în cinstea zeului Apollon. Deci noi ne găsim în momentul de față, s-a înființat teatru, plecând de la serbarea dionisiacă. Dionisiacă, încep concursurile anuale. Premiile, da, respective. Da? Așa. Dar e interesant că la aceste concursuri se selectau numai trei autori. Cu formațiile lor. Da, trei autori cunoscuți. Da, nu se, cunoscuți. Nu aveau acces nu toți aveau, cei care nu se înscriau. Nu. Ci se selectau cei mai buni. Deja era o preselecție ca să poți intra. Dar vreau să menționez că nu se dădeau numai premii, se dădeau și amenzi. Spre exemplu, Phrynichos scrie tragedia Căderea Miletului, în care Miletul, știți că s-au răsculat împotriva perșilor și au cerut ajutor Atenei. Inițial Atena le-a ajutat un acord pe care l-au ajutor pe care l-au retras. Și Phrynichos, în tragedia lui Căderea Miletului, critică acest lucru. Piesa nu se joacă prea mult, este oprită la un moment dat, cenzurată, că vedeți dumneavoastră că și cenzura a apărut foarte de timpuriu, deci în urmă cu secole, și Phrynichos este amendat cu o sumă foarte mare. Deci se mai întâmplau și treburi din astea. Pentru că ne aflăm la... Făceau parte din... Nu, foarte bine. Activitatea foarte societății. Bine. Să urmărim firul emisiunii noastre, firul subiectului. Da, am ajuns la noțiunea de teatru, de teatru. Și hai să vedem acum de unde vine expresia de tragedie, cuvântul tragedie. Cuvântul tragedie vine de la tragos, care în limba greacă însemnează țap, capră. Pentru că la aceste manifestări, la ditirambul ăsta, ei erau costumați în piei de capră. Inițial s-a numit tragodia, de la tragos, tragodia. Și mai târziu s-a ajuns la noțiunea de tragedie, care este și în zilele noastre noțiunea aceasta. Da, da. Deci am discutat despre nașterea teatrului, despre ce se prezenta acolo, despre premiile respective și ajunseserăm noi la nașterea lui Eschil. Da? Haideți să ne ocupăm de Eschil, într-adevăr. Da. Am văzut condițiile istorice de civilizație. De civilizație, da? Am trecut la nașterea teatrului, da? Și acum să vedem, apare Eschil. Apare Eschil. Eschil se naște în Eleusis, un orășel mic în apropierea Atenei, fiul lui Euforion,
tatăl lui lucra la misterele eleusiene, important de spus, că aceste mistere constau într-un cult despre zeița Demeter, zeița agriculturii, care este considerată că ea a adus pentru prima dată cerealele în Grecia și le-a răspândit de acolo, de la Eleusis, în întreaga Grecie. Și la vârsta adolescenței începe să frecventeze aceste serbări. Să mă iertați un pic, aș mai insista puțin asupra unui lucru, și anume, era o familie foarte bogată. Da, ei proveneau dintr-o familie, erau o familie de eupatrizi. Eupatrizii erau cei înstăriți. Într-o familie bogată și avea, dacă nu mă înșel, și o descendență la un rege de undeva, venea din Tracia de undeva. Și ce observă Eschil la aceste manifestări culturale, la ditiramb, la jucarea acestor tragedii pe scenele despre care am vorbit, că acțiunile erau prea lente. El se gândește că ar fi bine să le dea o rapiditate în desfășurare. Era foarte mult lirism, foarte multă tânguire, foarte multă repetiție. Din cauza aceasta se și spune astăzi, în mod ironic, zice, uite, corul antic repetă ce... Da. Și atunci a intervenit și pe text, dar și în organizarea spectacolului. Și ele, pentru prima dată, mai adaugă încă un coreg, corifeu. Corifeu era șeful corului, cel care a dat dinamism, pentru a da dinamism acțiunii. Și în afară de asta, la un moment dat, acești doi corifei își joacă și rolul, devin actori. Exact. Și reprezintă unul din personajele despre care despre e vorba. Da. Și mai târziu... Trebuie spus, domnul doctor, și altceva. A micșorat numărul de coriști. Erau 50 de membri în cor. Exact. I-a redus la 12. Da, i-a redus la 12. Și a micșorat și textul liric, iar celor doi le-a imprimat un text, le-a servit un text dramatic care a dat dinamism spectacolului. Da, și în afară de asta schimbă și costumația de la pieile de capră la asta în costume puternic colorate și modifică și scenografia, aduce mobilier, aduce ca să fie cât mai aproape de subiectul acțiunii, ceea ce se juca acolo. Mai departe, mergând, el pentru prima dată participă în anul 500, participă la aceste serbări, mari serbări, Panatenee, Dionisiace, nu le mai repetăm, și nu se știe cu ce piesă a concurat, dar nici n-a câștigat niciun premiu. Și încet, încet, el își formează, era un tip taciturn, ținea totul în el, dar el aduna date pentru viitoarea lui operă pe care o va scrie și se inspiră foarte mult din epopeile homerice, epopeile trebuie să menționăm treaba asta. El singur spune la un moment dat, operele mele sunt firimituri de pe masa bogată a lui Homer. Homer, niște simple firimituri de pe masa bogată a lui Homer. Să zicem că nu era chiar așa. Bine, și... modestia nu strică. Modestia... De fapt, se spune că orestia este luată după Homer. Exact. De asemenea, să inspiră din înaintașii lui, am vorbit anterior despre Tespis și Phrynichos, și din viața societății. Foarte mult în ce va scrie ulterior Eschil, sunt momente și din
modificările întâmplate în societatea. Că el a accentuat desacralizarea spectacolului. Spectacolul aducea acolo doar zeii care se confruntau, emiteau precepte și așa mai departe. Zeii erau în scenă. I-a desacralizat și atunci personajul, respectiv corifeul, începea să povestească întâmplări ale cetățenilor. Ale cetății respective. Da, și contribuia efectiv nu numai la consolidarea credinței, ci și la instituirea unei morale și la educarea civică mai ales. Aveau un pronunțat caracter național, naționalist. Da, da. Operele lui Eschil. Da. Da, el a fost într-adevăr naționalist și ne va demonstra... Avea și motive. Avea. Care sunt motivele pentru care era atât de naționalist? În primul rând că își iubea patria, cetatea, da. Dar mai mult decât atât. Putem da exemple din viața lui. A fost luptător la maraton. Și luptător, ajungem la Salamina, da. Și la Plateea, se la spune. La Plateea și în Tracia. A fost în 4 campanii militare și a fost rănit de 3 ori. Da. Și asta urma să spunem despre maraton, că este foarte important și participarea lui la maraton. Deci, marele, perșii ocupaseră Egiptul, ocupaseră Asia Mică, Miletul, Macedonia erau ocupate deja de perși și faptul că grecii i-au ajutat pe cei din Milet în prima fază când s-au revoltat cei din... Da, răscoalei care a avut loc acolo a determinat începerea războaielor medice între perși și grecii din Atena. Pentru că în anul 490, mai precis pe 13 septembrie anul 490, armata persană debarcă pe câmpia de la Maraton, care are o lungime de 9 km și o lățime de 3 km, deci o fâșie îngustă, care la poalele spre nord-vest sunt culmile Pentelicului, munții Pentelicului, și jos la bază mlăștinos. Deci pe fâșia acea îngustă s-au dat luptele de la Maraton. În acest moment, la conducerea Atenei, era Miltiade. Miltiade, care dă dovadă... A avut o strategie specială acolo la Maraton. Dă dovadă de o strategie extraordinară. Se dă de exemplu și astăzi la... Pentru că armata persană... La școlile militare. Era mult mai numeroasă numeric decât cea a Greciei, care de-abia au strâns 10.000 de hopliți. Deci armata Atenei avea numai armată pedestră. Pe câtă vreme perșii aveau armată pedestră, aveau arcași și cavalerie. Și de menționat că au debarcat pe câmpia Maratonului la sugestia lui Hipias, care fiul lui Pisistrate, care se refugiase la curtea regală din Persia. Și marele rege Dareios al Persiei trimite această armată în frunte cu doi comandanți, Datis și Artaferne. Artaferne conducea trupele pedestre și Datis era cu flota în portul de lângă Atena în așteptare, că atunci când, dacă înving perșii la câmpia de Maraton și vin spre Atena, și el să atace Atena dinspre mare. Erau siguri că vor învinge. Erau siguri că vor învinge, dar ceea ce nu s-a întâmplat. Herodot, înainte de luptă, Herodot descrie cu amănunțime o discuție între Miltiade și Polemarhul Calimachos. Polemarhul Calimachos era cel care răspundea de acțiunile militare ale Atenei. Și el era ultimul care își dădea cuvântul dacă Atena intră în război sau nu. Într-un târziu, Calimachos acceptă, Miltiade îi asigură
pe câmpul de luptă flancul drept, care era numai flancul unde participa regele, și îl dă lui Callimachus, el conduce flancul stâng. Și care sunt cele două momente ale lui Miltiade geniale? I-a sfătuit pe soldați ca să vină ultima sută de metri în fugă, să dea o lovitură de berbec armatei persane și să nu atace în mijlocul, unde erau arcașii și cavaleria, și să atace numai flancurile. Ceea ce s-a și întâmplat, au decimat rapid cele două flancuri și din spate i-au izgonit pe arcași, care n-au apucat să trimită prea multe săgeți. Cavaleria a intrat într-o debusoladă totală și au luat-o la fugă spre corăbii, unde s-au îmbarcat și au plecat. Din păcate, în această luptă moare fratele lui Eschil, Cinegeiros, și polemarhul Callimachus. Moare și Hipias din partea persanilor, și bilanțul acestei lupte se rezumă la 192 de greci care au rămas pe câmpul de luptă. Și dacă îl punem și pe Diomedon Fidipides, soldatul de la Maraton... Poate în altă emisiune, pentru că ne depărtăm de subiect. Nu, atâta, terminăm. Da. Soldatul de la Maraton, pe care îl cunoaște toată lumea, da. Soldatul de Maraton, da, are și un nume, Diomedon Fidipides. Aleargă cei 42 de kilometri și 195 de metri până în agora principală din Atena și nu apucă decât să spună: cetățeni ai Atenei, am învins, și cade mort. Armata greacă se întoarce la Atena. Datis, văzând că au fost înfrânți aia, și-au luat corăbile și-au plecat. Haideți să revenim la Eschil, vă rog. Așa. După lupta de la Maraton, în anul 489, Eschil participă la Marele Dionisei cu tragedia Rugătoarele. Prima tragedie pe care o scrie și care a rămas. Probabil că au mai fost mai multe, dar care a rămas. Și Rugătoarele însemnau în căutare de refugiu și scut. Exista o lege în Atena și în Grecia, probabil, peste tot, că dacă o persoană cerea, să zicem, ca în zilele noastre, azil în Atena și intra într-un sanctuar cu o creangă verde, de regulă de măslin, în mână, nu avea voie nimeni să se mai atingă de el și era primit cu toate onorele în cetate. Asta este subiectul pe care îl supune Eschil în Rugătoarele, care are trei părți. Are egiptenii, danaidele și ultima parte satirico-comică, Amimona. Ce se întâmplă? Zeus se îndrăgostise de Io, fica regelui din Argos, și marea preoteasă. Da, și Hera, soția lui Zeus, aflând asta, o transformă pe Io într-o junincă, o trup de femeie și cu cap de văcuță, de junincă. Și îi mai dă și un tăun care o urmărește pe unde umblă ea. Ea călătorește cu tăunul după ea, care o înțepa tot timpul prin toată Europa, prin toată Asia, și ajunge în Egipt, unde îl naște pe Epahos, fiul lui Zeus, Epahos, care va deveni strămoșul regilor Egiptului. Ajunge în Egipt, strămoșul Egiptului. Epahos are doi strănepoți, pe Danaos și Aegyptos. Danaos avea 50 de fete, Aegyptos 50 de băieți. Și Aegyptos, pentru ca să nu se piardă averea, să nu se piardă conducerea Egiptului, a
hotărât el ca să-și căsătorească fii cu fiicele fratelui, ale lui Danaos. Ori acestea n-au fost de acord, Danaos n-au fost de acord și se refugiază în Argos. Aici, în Argos, cer cele 50 de fete. Cele 50 de fete s-au refugiat și cer ajutorul cetății Argos, că ele nu vor să se cătorească în știe. Egiptenii, sub conducerea lui Egiptos, formează o armată, vin și cucerește Argosul și Argosul n-a mai avut încotro decât să lase fetele lui Danaos să se căsătorească. Acestea în taină au hotărât să accepte și în noaptea nunții fiecare să-și omoare soțul. Ceea ce s-a și întâmplat, în afară de Hipermestra, una dintre Danaide, care se îndrăgostește de unul dintre fiii lui Egiptos și nu-l omoară. Urmează a doua zi un proces, apare și Afrodita, zeița iubirii, care o apără și așa mai departe. Și în final, ca să închei cu rugătoarele, exista o legendă că Danaidele vor fi... Au fost pedepsite pentru crimă. Pedepsite pentru crimă și vor fi duse în infern, unde vor fi obligate cu găleți ciuruite să care apă într-un butoi la fel fără găurit și fără fund. Da. Dar Eschil le dă o altă destinație, să zicem așa, și anume organizează un concurs de alergări și pe măsură ce soseau alergătorii, aceștia își alergeau una dintre Danaide, de soții. Așa se termină rugătoarele. Ia premiul întâi. Da. Primul premiu pe care îl ia. Haideți să mergem puțin mai în general așa, pentru că mai avem multe de povestit despre ceea ce se întâmplă și în scenă și în viața lui Eschil. Trebuie să văzut că rolul moralizator de care spuneam al teatrului, chiar și Danaidele, Io este pedepsită pentru că a greșit cu Zeus. Cu Zeus, da. Da. Vedeți? Și se amestecă cumva pedepsa lui Dumnezeu cu problemele umane mai târziu, problemele omenești. Da. Fetele ucid logodnicii, sunt și ele pedepsite la un moment dat. Și, da. Da. Și e foarte interesant că la un moment dat în toate piesele lui se mai vorbește de destin, se mai vorbește despre puterea omului de a stăpâni la un moment dat diversele momente pe care destinul îi le poate scoate în față. Da. Nu poate să se sustragă destinului, dar anumite lucruri mai pot fi îndulcite. Iată cum s-a întâmplat și cu Danaidele. Da, da. Da. Și că timpul nu ne mai permite, scrie după aceea, după bătălia de la Salamina, pe care o câștigă tot grecii în Golful Salamina, unde... El a fost iarăși luptător. Mai trebuie să spun ceva, că Darius a murit și Xerxes, Xerxes îi înving pe perși. După asta scrie Perșii, tragedia Perșii, și nu descrie lupta, ci numai ce s-a întâmplat la curtea regală în urma înfrângerii. Este acolo o luptă de idei. O luptă de idei. Și un contrast realizat de Eschil extraordinar, da, între personajul Darius, care nu mai trăiește, nu e mai mort, trăiește, da, dar domină prin înțelepciunea lui. Exact, și da. Atunci când Atosa, soția lui, mama lui Xerxes, se duce la mormânt și apare umbra lui Dareios sau Darius, cum vreți să-i spuneți, apare și atunci ăsta îi spune că a greșit făcând război împotriva grecilor și așa mai departe, da. Și este în contrast cu Xerxes, care este un tip de războinic violent, da, turbulent, fără prea multă inteligență, fără prea multă înțelepciune, da? Iar câștigă premiul și cu Perșii și urmează cei 7 contrateme. Câte premii a câștigat domnul? 24 de premii a câștigat. Unii spun 13, alții 28.
24, cred. În literatura admasă sunt 24. Da. E bine. Deci scrie cei 7 din Contra Tebei. Contra Tebei a fost și o producție cinematografică. Scrie Prometeu înlănțuit, care este o tragedie cosmogonică cu zei, numai cu zei, cu nu știu ce. Da. Și în sfârșit, cât timpul ne mai permite să mai vorbim despre ultima tragedie pe care o scrie, Orestia, formată din Agamemnon, Eforele, Eumenidele și, la urmă, jocul satirico-comic Proteu. Poate să ai zis aici foarte bine că ați amintit, pentru că operele supuse concursului, O tragedie, de fapt era o trilogie. O trilogie. La... O tetralogie, mă iertați. Trei tragedii și, da. Și a patra trebuia să fie o satiră. O satiră. Ceva vesel, ceva comic. Și la alți autori, cum vom mai discuta probabil de Sofocle și Euripide, la care părțile tragediei nu au prea o legătură între ele. La Eschil, toate părțile, în toate tragediile lui, părțile tragediei au legătură între ele. Mă iertați, mi-am notat aici ceva foarte interesant. Piesa, tragedia în sine, avea iarăși o anumită structură. Prima parte se numea Hamartia și însemna neînțelegerea, conflictul. Da. A doua era Hibris, vina tragică. Da. A treia, foarte interesantă denumirea, se cheamă Peripetia, întoarcerea bruscă a norocului. De acolo vine peripeția noastră. Peripeția noastră. E interesant, da. Anagnorisis, recunoașterea vinovăției de către personajul care era în cauză. Și în sfârșit se termina cu ultima parte care se chema Catastrofa. Deci prăbușirea eroului, pedeapsa definitivă. Pedeapsa definitivă, da. Foarte interesant lucrurile acestea, mai ales că ele s-au păstrat, practic, dacă urmărim și tragediile clasice din perioada clasicismului, a Renașterii chiar și a clasicismului, ele merg cam pe structura aceasta grecească. Da. Da. Am văzut și câte ceva despre structura piesei. Să discutăm puțin, domnul doctor, am spus bine. Credeam că am în fața mea un istoric de artă. Un teatrolog. Da. Să discutăm puțin și despre vizitele lui în Sicilia. Da, el a făcut trei vizite în Sicilia. În Sicilia. La invitația regelui Siciliei, acolo cu inaugurarea orașului Etna, scrie o tragedie Etneenele, care era o tragedie în cinstea Etnei, care era fica lui Hephaistos, zeul focului și al fierarilor. Scrie al meșteșugarilor. Al meșteșugarilor și fierarilor. Da. Și erau meșteșugari. Dar toate meșteșugurile erau sub zeul Hephaistos. Da. Zeul și Hephaistos. În ultima lui vizită moare în Sicilia, la Gela, unde este mormântul lui și pe care este inscripționat un text scris chiar de către el și care sună așa: aici zace Eschil, atenianul fiului Euforion, pe care moartea l-a găsit la Gela cu grânele ei strălucitoare, luptător glorios, martor este câmpia de la Maraton și perșii pletoși care i-au cunoscut curajul. Da, da, excepțional, da. Mai are un cenotaf pentru telespectatori, să spune că cenotaful este un monument, dar nu există osemintele celui decedat acolo, în drumul de la Atena spre Pireu. Din fericire am văzut acest cenotaf și, din păcate, am fost în Sicilia, am fost foarte aproape de mormântul lui Eschil, dar n-am reușit să ajung să merg să-l văd, pentru că la Catania mi-au trebuit 2 ore să găsesc un loc de parcare și am pierdut timpul necesar. Haideți să ne întoarcem la Eschil. Știți că moartea lui a fost foarte mult controversată. Controversată, cam da. Care sunt
motivele de controversă. Motivele că în 468 vine Sofocle și îl învinge la Marile Dionisii, Marile Sărbări, îl învinge cu o piesă pe care o aduce Sofocle. În al doilea rând că... Dar nu putea fi ucis pentru faptul că nu erau uciși toți cei care... Ar fi demascat, ar fi spus ceva despre servicii, despre misterele eleusiene. Acesta a fost unul din motive, cel puțin așa s-a discutat. S-a discutat, da? Și alte motive lui mărunte, dar... Desconspira secretele eleusiene. Dar nu... nimic adevărat în toate astea. Mai sunt niște motive. Nu, dar sunt interesante. Un alt motiv este rana de la maraton. De la maraton. Și mai spun istoricii că un alt motiv a fost un accident. Și anume, de fapt, el a fost găsit cu capul sfărâmat. Și de aici se pare că se bănuiește asasinatul. Dar unii spun altceva. Posibil. Unii spun altceva. În zona respectivă, în Sicilia, era o vietate care se chema vulturul bărbos. O pasăre de vreo 5-6 kg mare, cu o anvergură la aripi de 3 metri, care se mai chema și sfărâmătorul de oase. Da. Lua craniu, să spunem, de miel sau de altceva, se ridica cu el la 100 de metri, căuta o stâncă golașă și îi dădea drumul și acela se sfârma și el putea să mănânce conținutul. Se spune că Eschil era chel și că un astfel de vultur pletos a răpit o țestoasă, a ridicat-o la 100 de metri și a dat drumul, iar carapacea respectivă i-a zdrobit craniul și a murit. Iată domnule o poveste ca poveste interesantă. Domnule dar profesor, eu cred mai curând într-un asasinat. N-am găsit nici la istoricii care au descris Herodot, Tucidide, Plutarh și chiar cei de mai târziu, cum ar fi Diogene Laertes de la romani, nu vorbim de Diogene Cinicul ăla care dormea în butoi și umbla cu lampa era un ziua în amiaza mare în căutarea unui Diogene Laertes. N-am întâlnit despre moartea lui asemenea. Da, se sintetizează niște direcții, sigur că sunt dar că mai avem puține minute. Nu mai avem. Eschil, s-a terminat timpul. S-a terminat? Da. O concluzie, vă rog să trage. Eschil rămâne cel mai mare tragedian al Greciei antice, cel care a bătătorit drumul tragediei, pe care vor veni ceilalți doi, Sofocle și Euripide, și despre care probabil vom vorbi cu altă ocazie. Într-o întâlnire viitoare. Noi să vă mulțumim dumneavoastră, să mulțumim spectatorilor care ne-au urmărit. Dar concluzia finală este că despre Eschil se poate vorbi zile sau săptămâni întregi și într-o oră nu putem să acoperim decât Nu, concluzia finală vă propun să fie alta. Ne aflăm în fața unui creator De o ingeniozitate extraordinară, de un talent extraordinar. El nu numai că a transformat spectacolul dionisiac într-un spectacol de dramă, de tragedie, dar mai mult decât atât, a realizat și a imprimat operei dramaturgice o luptă de idei cu scop educativ. De a educa societatea, a educa cetățenii cetății, lucru care este demn de luat în seamă. Sigur. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc.